Și au încercat să cumpere voturi pentru un candidat ipotetic. Au apelat la primari care nu au avut probleme în a mobiliza electoratul să voteze un candidat chiar dacă este de altă culoare politică. Știi cine bate, cine se bate, cu cine se bate al nostru? Deputatul. Aha. Da, da. Îl bate, dar face vas. Pe domnul. Când va? Un milion a alocat. Un milion? Un milion de euro. Așa. Că știu să citesc. Cred că e introdus colegiul așa, dar văd că e de bani. La mine? Nu, nu, tot e cu. Toată lumea e cu materie aici. Întrebuie de-a locului. Nu știți dumneavoastră care sunt. Ne spuneți cum ne costă tot băieții. Bă, ce pot să, așa, ți-am zis, o să vă prezint pe cineva, să vă ocupați asta. Bă, măcar un 200. Nu știu ce să spun. Eu o să discut cu câțiva aici să vedem ce așa și după aceea. Băgați-vă, are sens sau... Tranzacțiile cu voturi sunt ceva obișnuit la țară, iar când nu sunt bani, merge și cu plata în natură. Cât face tot ce trebuie să rădăm și coordonat și vă vine Crăciunul, vine ce trebuie, oi, e Sfântul Dumitru acum, ce? Nu... Bană directă. Hmm? Bană directă. Da. Cam când am ajuns așa? Noi aveam, ne gândeam la vreo 50 de mii adăvărat ăsta de spus, e despre să se bage. E puțin. 50 de mii de euro, e mult, e puțin. Da, mi-a spus că e puțin. Un colegiu? Da. Alt județ, aceeași situație. Mai puțin, neapărat 200, 200, 50 și alea sunt bune aici. 50 atunci mai aproape. Rupem pe acolo. Deci 50 se rupe. Da. Îi zice cât omul vrea fi exact cineva mea voastră pe 50 de euro, vrea ca încă 15-10.000 de euro. E suficient? Nu știu ce chestie. Cu tot cu băieții, cu mea voastră, cu toate cele. Nu știu ce să spun eu așa. Dar așa, pe lumea, voturi mai mic, atunci discutăm mai aproape. Am înțeles. Legea votului uninominal incriminează mita electorală, iar pedepsele pot ajunge la 5 ani de închisoare. Candidați dubioși.